Trag speranță că ați avut o duminică frumoasă, ați avut ocazia să meditați la intrarea triunfală a lui Isus în Ierusalim. Mi-ar fi plăcut să citesc acum pasajele acestea, dar trebuie să mă țin de ordinea cronologică acestor texte din Evanghelia după Luca. Astăzi avem în atenția noastră capitolul al șasele din această Evanghelie și este un text foarte interesant cu multe pericope, adică cu multe pasaje de învățătură care sunt desprinse din pilde sau din întâmplări prin care au trecut Isus și ucenicii, pe care Domnul Isus apoi le explică sau oferă o aplicație practică. Ei bine, acum ne vom uita în pasajul acesta și din capitolul acesta începem să citim o întâmplare, pe care fariseii încearcă să o exploateze pentru a-l înjosi pe Isus, pentru a-i denigra învățătura și lucrarea sa, pentru a încerca să creeze impresia că nu este un adevărat profet, pentru că nu respectă tradițiile, ritualurile lor. Ocazie cu care Isus le aduce un mesaj de învățătură care este foarte puternic, cu, cu mare greutate, și anume el, ca Dumnezeu, ca fiul lui Dumnezeu are putere și autoritate chiar peste cele mai importante tradiții și obiceiuri ale oamenilor sau chiar și peste cele care sunt instaurate de Sfânta Scriptură, de Cuvântul lui Dumnezeu. Într-o zi de sabat s-a întâmplat că Isus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii lui smulgeau spice de grâu, le frecau cu mâinile și le mâncau. Unii dintre farisei le-au zis, pentru ce faceți ce nu este îngăduit să faceți în ziua sabatului? Iisus le-a răspuns, Oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, a luat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, a mâncat din ele și a dat și celor ce erau cu el, măcar că nu era îngăduit să le mănânce decât preoții. Și le zicea, fiul omului este domn chiar și al săbatului. Iisus accentuează aici supremația sa. Regulile și ritualurile religioase ajung uneori să fie mai mari decât Dumnezeu însuși pentru oameni. Oamenii le consideră atât de valoroase încât ignoră chiar inima și planul lui Dumnezeu. Regulile sunt bune, doar atâta vreme cât ne conduc spre Dumnezeu, cât ne ajută prin simbolistica lor, prin aplicabilitatea lor să ne-L descopere pe Dumnezeu. A fost Duminica Floriilor. Te-ai gândit, ai meditat, ai apropiat de Dumnezeu cu inima sau doar ai făcut anumite tradiții? Acestea nu sunt de mare folos. Uitați-vă, suntem în vremea în care clădirile nu mai sunt de mare folos, ci relația noastră directă cu Dumnezeu. Mergem mai departe în același context, aceeași confruntare între Isus și fariseii din vremea Lui. În altă zi de sabat, s-a întâmplat că Isus a intrat în sinagogă și îi învăța pe norod. Acolo era un om care avea mâna dreaptă uscată. Cărturarii și fariseii pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să aibă de ce să-l învinuiască. Dar el le știa gândurile și a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai în mijloc. El s-a sculat și a stat în picioare și Iisus le-a zis, vă întreb, este îngăduit în ziua sabatului a face bine ori a face rău? A scăpa o viață sau a o pierde? Atunci și a rotit privirile peste tot ce a zis omului, întindeți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Ei turbau de mânie și s-au sfătuit ce ar putea să-i facă lui Iisus. Observați, dragii mei, Iisus aici îi îndreaptă pe ascultătorii lui spre o lege morală care este superioară. Ei nu se bucurau nici măcar de o vindecare. Nu se bucurau că un om a fost izbăvit de Dumnezeu din starea aceea foarte grea în care se afla. Pentru că mintea lor era setată doar la tiparele lor, la obiceiurile lor. Spune Scriptura aici că turbau, se înfuriaseră, erau turburați. Era un cleștare care avea să conducă în final chiar la răstignirea lui Isus Hristos. Pentru că el a venit să ne rate calea spre Dumnezeu, nu să se joace de a regulile omenești. Citim mai departe. În zilele acelea, Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli. Și anume, pe Simon, pe care l-a numit și Petru, pe Andrei, fratele lui, pe Iacov și pe Ioan, pe Filip, pe Bartolomeu, pe Matei, pe Toma, pe Iacov, fiul lui Alfeu, pe Simon, numit Zelotul, pe Iuda, fiul lui Iacov, și pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vânzător. Acesta este momentul în care, în mod oficial, probabil chiar în mod public, după o noapte întreagă în rugăciune, Iisus, dintre toți aceia care îl urmau, și erau mulțimi, veți vedea în textul următor, erau mulțimi de oameni care îl urmau, dintre aceia, după ce s-a rugat, după ce a stat în prezența Tatălui, a ales pe cei 12 care aveau să fie apostolii săi. S-a coborât împreună cu ei și s-a oprit într-un podiș unde se aflau mulți ucenici de ai lui și o mare mulțime de oameni care veniseră din toată Iudeea, din Ierusalim și de pe lângă Marea Tirului și a Sidonului, ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor cei chinuiți de duhuri necurate erau vindecați și tot norodul căuta să se atingă de el, pentru că din el ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Textul ne arată că popularitatea lui Isus era în creștere și creștea rapid în rândul mulțimilor. În contrast cu fariseii care turbau, da? ne-a spus versetul anterior, în contrast cu cei care se opuneau lui, oamenii simțeau că este cineva venit de la Dumnezeu. Veneau, spune Scriptura, din Ținutul Tirului și Asidonului, din zone care nu erau populate doar de evrei, din zone păgâne. Erau tot felul de oameni care veneau să întâlnească puterea lui Dumnezeu și textul spune, din el ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Acesta a fost un moment special din istoria lui Dumnezeu, pentru că Fiul lui Dumnezeu despre el ne spune Scriptura că Dumnezeu nu îi dădea Duhul cu măsură. Puterea lui Dumnezeu era de plin acolo, și orice boală putea să fie vindecată. Urmează acum să se schimbe forma textului nostru de la narațiune, de la povestire, ajungem acum la cuvinte de învățătură. Sunt niște pasaje în care Domnul Iisus Iisus oferă acum niște principii importante. Același text îl veți găsi în Evanghelia după Matei, numit uh, Predica de pe munte. Aici, Predica de pe munte este mult mai condensată. Luca ne dă esența acelei învățături care se extinde uh, în Luca în uh, trei capitole. Atunci, Iisus și-a ridicat ochii spre ucenicii săi și a zis, ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Ferice de voi care sunteți flămânzi acum, pentru că voi veți fi săturați. Ferice de voi care plângeți acum, pentru că voi veți râde. Ferice de voi când oamenii vă vor, râ vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărâ și vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer. Căci tot așa făceau părinții lor cu prorocii. Prima parte a acestui text Exprimă fericirile sau binecuvântările sau răsplătirile pe care Dumnezeu le are în vedere, pentru aceia care învață să trăiască după principiile Domnului Iisus Hristos. Cuvântul acesta, fericiți, ferici, ferice de voi, este un cuvânt din limba greacă, makarios, care țintește spre o stare de fericire. Nu e vorba de o fericire de moment, o fericire care ține de împrejurări, o fericire de suprafață. E vorba de o stare. De o bună stare, îmi spune noi. O stare în care sufletul este împlinit sub binecuvântările lui Dumnezeu. Ei bine, aceste fericiri continuă acum cu niște vaiete. În opoziție, în contrast cu cei fericiți, se află cei care au neglijat și care au chiar bagiocorit voia lui Dumnezeu. Vai de voi, care sunteți sătui acum, pentru că voi veți fi flămânzi. Vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și vă veți stângui. Vai de voi când toți oamenii vă vor grei de bine, fiindcă tot așa făceau părinții lor cu prorocii mincinoși. În mod cert, Iisus se referă aici la contextul în care oamenii încercau prin lucrurile acestea trecătoare să arate că ei și-au asigurat o stare, sunt protejați, sunt bine, au viitorul asigurat și Iisus le spune, e vai de voi, pentru că voi nu v-ați spus viața voastră sau destinul vostru mâna lui Dumnezeu, ci v-ați îngrijit doar de niște lucruri exterioare. Vai de voi, spune Iisus. Să fim foarte atenți. Fericirea înseamnă să fii în voia lui Dumnezeu. Vaetele sunt pentru aceia care ignoră voia lui Dumnezeu, care vor să trăiască independent de voia lui Dumnezeu, întorcându-i spatele. Acum, Isus se adresează celor care vor să-l urmeze pe Dumnezeu, care sunt preocupați de voia lui Dumnezeu, și textul acesta vorbește acum despre chestiuni de ordin lăuntric, de trăire personală, de moralitate personală pentru copiii lui Dumnezeu. Primul pasaj din, din partea aceasta de învățătură are de-a face cu iubirea vrăjmașilor. Isus răstoarnă aici toate principiile pe care sunt construite filosofiile și teoriile omenești, chiar religiile omenești, arătând că voia lui Dumnezeu este o iertare absolută, o lepădare de sine, o iubire chiar plină de sacrificiu pentru vrășmași, pentru cei care ne fac răul. Isus spune că în felul acesta Dumnezeu își modelează un popor care să fie o binecuvântare pentru lume. Dar eu vă spun, vouă care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce păblastă mă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce și pe cealaltă. Dacă ți ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dăi și celui ce se ia cu sila ale tale, nu îi le cere înapoi. Ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei care iubesc pe ei? Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Și dacă dați cu împrumut acelora de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi în tocmai. Voi însă, iubiți pe vrășmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fii celui preanalt, căci el este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Fiți dar milostivi, cum și tatăl vostru este milostiv. Moralitatea împărăției lui Dumnezeu, este în contrast cu toate conceptele pe care le-au construit oamenii. Iisus spune, trebuie să-ți pese de semnul tău, să-l iubești, să te sacrifici pentru el. Acum, Iisus continuă să ne adreseze un cuvânt care are de-a face cu trăirea noastră lăuntrică, cu sinele nostru. Nu mai e vorba așa de mult de cei din exterior, ci de ceea ce se întâmplă în lăuntru ființei noastre. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu o sândiți adică nu condamnați și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta. Dați și vi se va da. Ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci, și aici vine principiul, căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Le-a spus și pildă următoare. Oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb? nu vor cădea amândoi în groapă? Ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți să-i zici fratelui tău, frate, lasă-mă să scot paiul din ochi și când colo, tu nu vezi bârna din ochiul tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți spaiul din ochiul fratelui tău. Nu este niciun pom bun care să facă rod rău și niciun pom rău care să facă rod bun. Căci orice pom se cunoaște după rodul lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura. Textul acesta subliniază faptul că Dumnezeu ne cere să ne ocupăm de sinele nostru și să lăsăm pe ceilalți în seama lui Dumnezeu. Textul ne încurajează să ne uităm la inima noastră ca un depozitar de comori, Iisus o numește visteria inimii noastre. Acolo poate să fie binecuvântarea lui Dumnezeu, acolo putem să strângem principiile acestea frumoase care sunt prevăzute în fericiri, iubirea vrășmașilor, curățirea personală. Iisus spune, ocupați-vă ca visteria voastră să fie plină cu aceste comori și celelalte lăsați-le în mâna lui Dumnezeu. Când noi avem aceste fundamente corecte pentru viață, Iisus spune în final, se întâmplă ceea ce vedem în pilda aceasta. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape și s-a năpustit și voiul peste casa aceea, dar n-a putut să o pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude și nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie, și s-a năpustit și voiul asupra ei, ea s-a prăbușit îndată și prăbușirea acestei case a fost mare. Acesta este pasajul pe care am avut în vedere pentru ziua de astăzi, Luca, am citit capitolul 6 și aș vrea în concluzie să vă încurajez, meditați la pilda aceasta, casa zidită pe stângă. Aceasta încerc să facem prin aceste capitole frumoase din Evanghelia după Luca, să punem o temelie bună la viața noastră. Chiar dacă n-ai citit până acum Scriptura, chiar dacă nu ai o experiență creștină, poți să te rogi lui Isus și să spui, Doamne, vreau ca viața mea să nu fie zidită pe părerile mele, pe tradiții, pe obiceiuri, pe lucruri superficiale. Vreau să zidesc viața mea pe stâncă. Și stânca este Isus Hristos, este cuvântul viu care luminează viața mea. Viața ta, viața tuturor oamenilor care îl caută pe Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să te binecuvinteze și până mâine când ascultăm un nou capitol din Sfânta Scriptură, să fii sub binecuvântarea Lui Dumnezeu.